în contră, domnul care este CEO VIP aici, da? Îmi spune mie să părăsesc discuții, sunt discuții în contradicție și aici, unde putem și noi să ne facem treaba. Păi, dumneavoastră, constatați în primul rând ca să duceți discuții, că eu am mai avut probleme cu dumneavoastră când v-am chemat la cocoșăria minunată de pe Academie și au ieșit colegii dumneavoastră și mi-a spus să mă înțeleg, da? Păi nu v-am întâlnit, dar văd că este exact aceeași... Aceea situație a poliției române de a duce în negocieri cu cei care sunt părăți, nu cu cei care au o problemă și care v-au sesizat. Iertați-mă! Unde este nuanța logică în toată acțiunea dumneavoastră? Trebuie să facem și noi verificările. Prima dată dumneavoastră ar trebui prin doi delegați, împreună cu presa, să arătați națiunii care vă urmărește acum pe toată domnul că este sau nu este ceea ce se spune aici. Acum s-a dus șeful locului. Trebuie să ni le prezinte, doamne. Două secunde, să vă prezinte, da? Ce posibil ca o astfel de persoană să vă vorbească în calul ăsta? Să vă dea ordine. În primul rând, e ultraj, cu tot respectul, este ultraj să vă vorbească în halul ăsta. Nu este ultraj. Ba da, este ultraj și am avut condamnare pe chestia asta pentru cineva. Și foarte bine, nu puteți să vă dea asta. Adică, din punctul ăsta de vedere, cum să faci o investigație și cum constatați că asta va da locul, credeți-mă că știu ce aveți de făcut. Da, și doar vă dau niște, iertați-mă, să vă incit o jumătate de oră și v-am cerut suportul de a arăta întregii societăți care este acum în zona online, da? Moment favorizat. Vă rog frumos, cereți în momentul ăsta prezența protecția copilului. Am o rugăminte. Pentru că ei au alungat cu biletul. Eu am o întrebare. Credeți că lumea a dus să stă să vă aștepte? Pe bune, haideți, lăsați-mă. Auziți, cred că ăștia trag de timp să elibereze... Da, și eliberează expoziția. Asta scrie pe legitimație, dacă nu știți, n-au să fie suferiți. Mergem acolo și găsim... Corect, oferiți-i suportul, iar mie, conform legii 96/2006, trebuie să-mi oferiți suportul de a vedea și de a constata, nu când iau ei tablourile. Haideți să mergem, vă rog. Nu mă interesează. Eu v-am sesizat o infracțiune. Nu. Nu mă interesează. Nu există așa ceva. Dacă e privat, atunci nu-i faci publicitate și nu-i dai intrare liberă. Da? Nu. Dumneavoastră v-ați fost solicitat de un senator și de presă să ne ajutați să demonstrăm o infracțiune. Aici au fost copii, sunt copii și vă rog să solicitați DGASPC-ul acum. Eu, ca senator, vă solicit prezența DGASPC-ului și a protecției consumatorului. Sunați la protecția consumatorului, găsiți, vă rog frumos, numărul și de la DGASPC, vă rog, DGASPC. Intrați pe net, e numărul DGASPC să se vadă mizerile. Dacă cu dumneavoastră nu pot să mă înțeleg. Deci este inacceptabil cum acționați. Noi vă sesizăm infracțiuni și dumneavoastră discutați cu infractorii? Păi ce, voi, poliție, n-aveți voie să intrați undeva? În casa mea ați intrat. Și mi-ați salvat un infractor în loc să-l salvați bărbatul meu. Credeți că eu vă uit vreodată? Incompetență totală. Cum adică? Vă e frică să intrați într-un loc în care vi se sesizează infracțiuni? Vă trebuie permisiunea cui? Dacă aia vindeau droguri acolo, ce făceați? Ce făceați? Stăteați să... V-a fost solicitat ajutorul de către un senator și presă. Vă rog frumos, vreau să văd acum. Deja tablourile sunt luate, noroc că avem poze, nu e nicio problemă. Sunt deja luate poze. Nu puteți să fiți în halul ăsta ca poliție să nu acționați și să nu interveniți. Cum naiba să mai aibă respect cineva față de voi când voi nu interveniți, când vi se solicită intervenția? Gabriel, întreabă pe domnul, cine e? Deja pe ce ușură. Gata, perfect. Eminența ce duși e. Vă rog. Și spuneți-ne și nu vreți să vorbiți și noi, chiar nu sunt partea. De ce nu vorbiți cu noi? Am înțeles. Eu să ieșim afară în momentul în care ne prezintă autorizarea. Comisar șef? Și vreți să vorbim, da? Da, vreau eu să constat, pentru că a stat o oră aici până când le-au luat. Noi avem poze. Noi avem poze. Da? Da? Bun. Nu mă interesează. Dumneavoastră cine sunteți? Vă declinați identitatea?
Cum? Comisarul șef Ionașcu. Îmi pare bine. Și când vi se solicită intervenția de către un senator și presă, dumneavoastră, ce faceți? Spațiu privat. Zău? Chemăm reprezentantul și discutăm cu el. Spațiu privat când a fost deschisă și nouă ni s-a interzis, deci este discriminare? Da, expoziția asta e de vreo 6 luni de zile, am înțeles. Nu, nu e de 6 luni de zile. De 4 ani. Nu, nu, ce mizeriile expuse în săptămâna asta și de azi, de Sfântă Mărie, nu sunt de 4 ani aici. Nu-i treaba mea să apreciez actul artistic. Eu ca prezentă să vă crede dumneavoastră că ceea ce îmi spuneți că ați constatat este adevărat sau fals. Puteți lua un bilet și vă duceți cu reprezentantul. Nu ne-a permis să luăm bilet. Nu ne-a permis să luăm bilet, deci este discriminare. Ba da, nu, nu, dumneavoastră nu respectați legea. Ați dat ceva? Nu pot să vă ascult pe toți. Ați dat ceva de domnul comisar, vă ține partea? Deci eu am văzut acest lucru pe online și m-am deplasat aici în calitate de preț. Nu are treabă nimic. Am înțeles de la online, dar acum nu am înțeles ce a spus, că a vorbit la rost în jocul vesel. Pentru transparență publicului, aș vrea să-mi oferiți sprijinul ca presă de a vedea acest lucru ca fața. Imediat ce celelalte persoane vor găsi incinta, dumneavoastră aveți dreptul însoțită să mergeți. Mergeți pe sus, sunt oameni care vizionează, nu-i puțin scoate afară. Așa, și cu ce deranjează presa că ar fi acolo oameni? Cu ce ar deranja? Cu ce ar deranja presa? Unde sunt regulile interioare expuse? Unde sunt regulile? Că în afară că la 21 se închide, acolo nu scria nimic altceva. Da? Da? Bun, perfect. De unde sunteți? Până la Poliția Centru Vechi. Ah, deci sunteți mână-mână. Am înțeles. Okay. Bun, vreau să știu și eu de ce nu ni s-a dat bilet. Nu-i problema mea, este. Ba da. Nu, nu mă interesează. Eu am solicitat prezența poliției. Da? Depuneți plângere că nu există așa ceva. Aici există discriminare. Dumneavoastră trebuie să luați, nu vorbesc cu dumneavoastră. Filme de recuperare sau ce? Dumneavoastră v-ați simțit jignită astăzi? Nu, da, m-am simțit jignită de maica domnului distrusă. Da? Vedeți-vă de treburile noastre, nu vă e rușine? Vedeți că e ultraj ce faceți. Da, e ultraj. E ultraj. Cum îl cheamă pe domnul acesta? Cum îl cheamă pe acest domn? Cum îl cheamă cu pe domnul acesta? Da, vă rog. Termenii și condițiile de acces și organizarea evenimentului. Așa? Pot să schimbe regulile de acces. Unde scrie? Regulamentul trebuie să fie... Nu e adevărat, aia nu se ține acolo, trebuiau afișate. De ce nu e afișat? De ce nu este afișat? Da, să mă învățați pe mine lege? Vă rog să le aplicați amendă pentru faptul că aceste lucruri nu au fost afișate și pentru că, deși este de la 18, acum și de la 18 la 24, nu mă interesează, eu v-am solicitat. Nu, conform legii 61, eu v-am solicitat intervenția și dumneavoastră, vreau să știu ce, nu refuz. Eu v-am spus, vreau să văd că v-ați îndeplinit mandatul la chemarea mea ca senator. Ce ați îndeplinit la chemarea mea ca senator? Ce ați îndeplinit la chemarea mea ca senator? Nu a fost? E 18.24. Este menționat afară 18.24? Să mergeți cu noi, ceilalți oameni vor trebui să iasă. Și să aștepte. Foarte bine, eu vreau să... Senator, să înțelegem că nu e nicio problemă. Ni se solicită părăsire incintei pentru că s-a închis expoziția. De s-a închis expoziția, da? Nu s-a închis? Nu, s-a închis expoziția. Au interzis oamenilor cu bilete. Să așteptăm la rând. Bun, să așteptăm la rând. Pentru... Deocamdată nu se mai dau bilete. Bun, atunci... Bun, presa... Presa va soli... Bun. Gabriela... Gabriela... Le depunem plângere. Vreau, vă rog frumos, să faceți un proces verbal de constatare prin care s-a menționat foarte clar că oamenii nu au fost lăsați pe motiv discriminatoriu, un preot nu a fost lăsat pe motiv discriminatoriu, politicieni nu au fost lăsați pe motiv discriminatoriu, da? Bun. Creștinii nu au fost lăsați pe motiv discriminatoriu, da? Vă rog frumos.
Un vicepreședinte al Partidului SOS România a fost amenințat. Da? Da, ok. Corect. Da. Iar noi și vă rog să așteptea în afară. De acu o oră. Deja s-au luat... Vreți să mușamalizați? Deci într-o oră au luat toate tablourile, dar noroc că avem noi poze făcute de ai noștri. De ce îți uitați mă mătoră? Vreți să facem așa? Da, așa facem, imediat de vacun. Și primul lucru pe care l-am făcut când am ajuns aici, a spus să facem așa. Asta înțelegeți la fel cum a spus Mihai? Haideți să rămânem. Doamna senator și doamna reporter, merge. Haideți să părăsim. Rămâne doamna șefă și doamna... Gabriela Calisescu, Nașul TV. Ești ok? Da? Nu, n-au nimic. Solicitați, vă rog frumos, intervenția DGASPC-ului pentru copiii care au fost aici. Protecția copilului să vină. Și filmați, vă rog frumos, de afară, că nu e menționat nimic, nici că și ale clienții, nici că e 18:24. Cum să intre fără legitimație? Domnul comisar! Dumneavoastră nu ați fost aici. Ce vrea? Nu, dar eu consider că având în vedere situația care... Țineți minte când ați semnalat ceva și s-au jucat pe sârți? Cum atât? Mai țineți minte? Ce păcat de palatul ăsta ce a ajuns? Ce a ajuns palatul ăsta? Inimaginabil! Ce frumos palat! În ce hal a ajuns pentru tot felul de mizerii. Cum bă să-ți interzică să intri cu bilet pe bune? Este inacceptabil așa ceva. E inacceptabil. Bun, se poate să mergem, vă rog frumos? Organizatorul nu dorește să mai intre nimeni. Nu dorește să mai intre nimeni și dumneavoastră ca poliție ce faceți? Pe ca poliție ce pot să fac dacă e un spațiu privat? E un spațiu privat, dar dumneavoastră cum ați urcat acolo? Am urcat să văd ce anume reclamați. Aha. Ca autoritate de stat. Da, și eu ca autoritate de stat, da, sunt mai autoritate decât dumneavoastră, vreau să văd și eu această expoziție. Poftiți, duceți-mă. Da, dați-mi și mie drumul, că sunteți poliție, v-am chemat. Nu, poliția nu dă dumneavoastră drumul. Nu-mi dă drumul? Nu? Nu citiți deloc legea, nu? Deci, ascult, reușesc să merg încolo. V-am solicitat adevărul. A, organizator. Deci noi asta țineți cu organizatorul, da? N-aveți cum să treceți? Dar domnul comisar șef, cum a trecut? Calitatea de poliție a fost să constate și nu a constatat nimic din ce a spus dumneavoastră. Din ce a spus dumneavoastră, da? Deci favorizarea infractorului, da? Ba da, ba da, e favorizarea infractorului. Da? Deci, hai, dumneavoastră mi-ați spus sau ați mințit un senator? Nu am mințit un senator. Nu? Ați mințit un senator, ați spus că vom merge să vedem. Hai. Așa ne-a fost comunicat. Așa, nu mă interesează, mie așa mi-ați comunicat. Ați mințit un senator. Hai. Nu mă interesează, dumneavoastră, eu cu dumneavoastră v-am chemat. N-aveți voie cum să intrați, nu? Am înțeles. Ok, deci ați mințit un senator, da? Asta am și vrut să demonstrez. Nu, nu, ați mințit un senator. Ați mințit un senator. Știți ce înseamnă asta, da? Dosar penal. Da. Pentru ce? Pentru ce? Nu mă interesează. Mie nu mi-ați comunicat, că voi vizita acest loc. Nu mă interesează. Eu pe dumneavoastră v-am solicitat să ajutați un senator să facă ordine în această țară, da? Și să apărăm interesul unor copii. Da? Și al publicului. Nu mă interesează, dumneavoastră nu știți legea. De ce m-ați mințit? De ce ați mințit un senator al României? De ce ați mințit un senator al României? De ce ați mințit un senator al României? Dumneavoastră tăceți că nu ați fost aici. De ce ați... Nu, lasă că se uită pe live. De ce ați mințit un senator al României?
Deci sunteți mână mână cu ăștia, da? Da, sunteți mână mână cu ei. Nu știu, verificăm. Ca să mai serviciu și mâine, să zicem. Niciun beneficiu. Doar poate v-au amenințat, poate domnul comisar ce v-a amenințat, nu? Că am văzut cu iscria. Am văzut cu iscria, să știți. La mine nu merg chestiile astea. Eu sunt avocat de vreo 28 de ani. Știu șmenurile. Știu șmenurile din centru vechi. Da? Ia uite, domnul dă telefoane, vorbește, anunță. Aha, domnul comisar și scrie mesaje. E foarte mișto. Deci, da, este dreptul dumneavoastră? Da? Mai ales celui care vă spune ce aveți de făcut ca să îi favorizați? O, da, e filmat. Da, e filmat. E filmat. E filmat. Deci, domnul comisar șef, cum vreți dumneavoastră... Nu, vreau să vă întreb altceva. Eu am chemat poliția aici, ca senator. Și cu dumneavoastră aveți dreptul conform autorității de stat... Da? Că ați chemat-o abuziv, da? Zou, pe bune... M-a amenințat să vină că mă sancționați. V-am anulat, v-am anulat toate acțiunile în instanță. De asta m-a amenințat pe mine? Dumneavoastră m-a amenințat pe mine? Da? Da, uite, vai, să ies afară că mă amendați. Ia amendați-mă. Da? Da? O să primesc amenda? Pe bune? Aveți mult tupeu. Chiar mult tupeu. Da? De ce? Domnul ce? Spune că îi se interzice. Domnul a spus că nu aveți acces. Că le interzice acolo, și cu asta basta. Și că vă interzice accesul aici? Domnul șeful nu a fost, nu a constatat nicio infracțiune, nicio neregulă. Zău? Da. Ești filmat când ți-a zis. Și copiii sub 18 ani. A, v-ați uitat foarte interesant la el. Da, am înțeles. Deci se poate intra sau nu se poate intra? Când organizatorul vă permite să... Nu, nu, eu vă întreb acum. Acum. Ca senator, care v-am solicitat să intervenim. Nu putem intra. Și cei organizatorii, nu am eu treabă. Nu. Dar dumneavoastră cum ați intrat? Eu am intrat să văd ce anume ați sesizat. Așa. Și anume ce ați sesizat dumneavoastră nu se confirmă. Nu se confirmă? Nu. Și copiii pe care noi i-am filmat? Copiii nu erau la etajul. Aici erau. Eu i-am filmat când au ieșit de aici. Scara asta nu duce... 18 plus. Scara asta... 18 plus. 18 plus eu am filmat... familie cu copii. La momentul ajungerii noastre nu era... Nu, este făcut de mine, eu vă depun plângere, da? Deci ce ați constatat sus până la urmă la solicitarea mea? V-am spus că a fost discriminare, că unui preot i s-a interzis accesul, că la 100 de persoane li s-a interzis accesul. Acel preot și acea persoană are voie să depună plângere. Eu v-am solicitat la 112 să veniți pentru discriminare. Bună ziua, ce s-a întâmplat? Lasă că și așa nu vă recunoaște nimeni. Să e loc public, nu vreți, plecați, hai. Hai, nu vreți, plecați, hai. Hai că este de loc public, aici pot să filmez cum vreau eu. Deci ce s-a întâmplat? Haide, vezi-ți cu bodnițele alea pe față. Mai pune una. V-am agresat fizic? Eu fizic? De unde? Ferească Dumnezeu! V-am agresat fizic, eu! Ferească Dumnezeu! Acum să ia de toată lumea! Am pus mâna pe Dumnezeu! Nu vă zice să spuneți! Am făcut ceva! Nu v-a atins nimeni! Dar nu v-a atins nimeni! Păi cum, doamnă, o acuzați pe nedrept? O acuzați pe nedrept, doamnă? Știți că acuzațiile pe nedrept sunt infracțiune? Da, eu sunt martor. Eu vorbesc care n-am agresat. Te rog să depun. Deci este inimaginabil, credeți-mă. Pe față este implicarea poliției cu infractorii. Copiii noștri nu sunt apărați absolut deloc și mai sunt și oameni care plătesc 170 de lei pentru a viziona o expoziție plină de mizerii împotriva lui Iisus și a Sfintei Marie. Mai mult, de față cu poliția, soțul meu a fost amenințat. I s-a spus că îi ține minte fața ca să poată să îi dea o anumită pedeapsă ulterior domnul care deține această expoziție. Nu s-a acordat ajutorul unui senator pentru a se confirma reclamații. Nu au fost cercetate cazurile de discriminare. Nu a fost cercetat cazul de discriminare al unui preot. Nu a fost cercetat cazul de discriminare al unor politicieni. Nu a fost... Bună ziua! Li s-a interzis 2 secunde.
admirator și simpatizant al noastră. Și sunteți creștini din câte văd. Foarte creștini. Azi e Sfânta Maria. Știți ce e aici? Da. Este inimaginabil ce se întâmplă. Aveți timp când puteți. Mai filmezi, Diana? Da. O să spun și eu două lucruri. Te rog. Salut, dragilor. Suntem la această expoziție. Legal nu se putea face mare lucru, pentru că dacă dădeam foc, distrugeam, făceam ce puteam să facem în altul, este penal. Adică ne duceam la pușcărie sau alte chestii degeaba. Da, deci asta nu se putea. Dacă o luai pe calea justiției și depuneai acțiune în instanță cu ordonanță prezidențială, dura prea mult și mâna tot puternică a justiției era incapabilă. Adică până nu, dar astea se fac direct, exact, la fața locului, se cheamă poliția, se constată, se verifică, exact, pe toate camerele dacă au fost acces de copii, mai ales că un senator a sesizat în primul rând discriminare. Actul de discriminare nu a fost verificat. Exact. Da? Un preot, că noi ne-am așezat la coadă, noi nu aveam, era liniște, era pace, am vrut să cumpărăm bilete, da? Am solicitat să ne spună dacă ne fac o reducere pentru grup, am vrut să vizităm, ulterior, da? Bineînțeles că le formulam o plângere penală, dar și puteai să faci, că doar nu distrugeai absolut nimica, nu că nu a venit pentru asta. Exact. Erau grupuri aici, oameni au intrat cu sutele. La 160, 170 de lei biletul. 170 de lei biletul. Mergeți la teatru, mergeți la operă, mergeți la un film, mergeți la ceva civilizant. Și aici să nu uităm că este Palatul Dacia, pe care o anumită... Doamna Firea! Nu, o anumită populație... A vrut să-i odea evreilor, da. Exact. Corect, hai să spunem pe lume. Ani de zile ca să nu se întâmple. Corect. Da? Și uite că Cătălin Berenghi s-a luptat cu mai mulți și să nu intre în posesia altor etnii și să rămână efectiv în posesia românilor și a primăriei. Bine, păi, mai e unul. Ah, ok. Păi gata, nu? Ok. Bun. Închid și mai revii cu altul? Nu. Ok. Și de aici vă spun, luați atitudine, pentru că altfel ne vor îngropa și ne vor distruge copiii. SOS România! Hai, SOS România, salvăm țara, salvăm poporul, sper să salvăm, măcar încercăm, dar trebuie să luați atitudine. Doamne ajută și la mulți ani măriilor și rog Boru să ia atitudine odată. Doamne ajută România, binecuvântează, Doamne, poporul român.